dorința regelui Mihai de a-și dormi somnul de veci lângă mama sa, regina Elena, se va împlini în această toamnă. Familia regală dorește să aducă osemintele reginei mame Elena din Elveția în 19 octombrie anul acesta. Regina mamă Elena va fi înmormântată la Curtea de Argeș, alături de fiul majestății sale, regele Mihai. Prințesa Greciei și a Danemarcei, Elena s-a căsătorit cu principele moștenitor Carol al II-lea în 1921 și l-a născut pe Mihai. Căsnicia Elenei și a lui Carol al II-lea a fost o speranță pentru dinastia română, dar s-a năruit în 1925 când Carol a renunțat la prerogativele sale regale pentru a rămâne în străinătate cu amanta. Principesa Elena s-a ocupat de educația fiului său, care a devenit rege la 5 ani și 8 luni după moartea regelui Ferdinand. Deci am învățat de la ea, cu asta m-a ținut în toată perioada asta complicată pe care l-am avut. În 1930, odată cu reîntoarcerea lui Carol, românii visau să-i încoroneze la Alba Iulia, ca pe regii Ferdinand și Maria. Însă Carol al II-lea a obligat-o pe principesa Elena să părăsească România. I-a permis să-și vadă fiul doar 2 luni pe an. Principesa Elena s-a stabilit la Florența. După înlăturarea lui Carol al II-lea, dictatorul Ioan Antonescu i-a cerut să se întoarcă în țară și i-a dat titlul de regină mamă și apelativul majestate. Cea mai importantă pentru mine a fost când s-a întors înapoi în țară, în 1940. Implicarea pe care a dat ea dovadă, atât în perioada regenței, dar și în perioada foarte tulbură, după anii 40, au arătat că regina a fost, într-adevăr, un om care a ținut la patrie, care a iubit România. A ajutat pe evrei, a urmărit ceea ce era drept și bun. A fost recunoscută de către Yad Vashem ca drept între popoare. A murit pe 28 noiembrie 1982. Spunea mereu că regimul comunist va cădea și se va întoarce alături de fiul ei în țară.